Din fericire, eu am plecat din țară pe 11 sau pe 12 iunie, nu mai țin minte. Deci am filmat în piața universității zi de zi, începând din 24 sau 25 aprilie 90 până în 11, mi se pare, iunie 1990, când am plecat la Chișinău cu echipa de filmare a filmului Meșterul Manole, un film care nu s-a mai realizat, film de ficțiune. Deci, în timpul evenimentelor din 13-15 iunie, eu de fapt nu am fost în România, am fost în Republica Moldova. Așa că nu sunt un martor direct. Nu am filmat nimic și mă bucur că nu am fost, că probabil că dacă eram în București nu mă puteam abține, filmam și probabil că aș fi fost bătut, camera distrusă, cum s-a întâmplat cu alții care au filmat. Știți cazuri concrete care au fost? Da. Marian Dinu, un cunoscut de al meu, a filmat pe 13 iunie și filmarea de pe 13 iunie, caseta filmată, seara când a ajuns acasă, a pus-o pe masă. A doua zi, pe 14, a ieșit din nou cu camera video să filmeze și spre seara zilei l-au prins minerii, l-au legitimat. El avea la el un permis de intrare în televiziunea română, care se dă oricui, deci nu, practic el nu lucra la televiziunea română. Avea o problemă, trebuia să ducă ceva și s-a făcut un permis de intrare. Minerii au fost oarecum păcăliți, credeau că așa, dar în orice caz i-au confiscat și camera video și caseta care era în camera video, caseta cu care filma. Dar nu l-au bătut, pentru că nu au înțeles exact dacă lucrează la televiziune sau dacă nu lucrează, dar mă rog, și a spus că să apeleze la poliție ca să-și recupereze camera. Dar am auzit de cameramani sau fotografi care au fost bătuți în timp ce filmau. Care a fost percepția dumneavoastră de acolo, de la Chișinău, asupra evenimentelor? La Chișinău ascultam la Radio România evenimentele. Unii colegi din echipa de filmare care știau că eu eram foarte activ în manifestația din piața universității, făceau glume, spuneau că poate n-ar fi cazul să mai revin la București, că s-ar putea să o încurc. În sfârșit. Deci eram îngrozit de ceea ce auzeam. Eu m-am întors, de fapt, la București pe 16 iunie, înainte de restul colegilor din echipa de filmare Meșterul Manole, pentru că aveam bilete de avion ca să plec la Paris cu domnul Gabriel Liceanu să-l filmez pe Cioran, pe 17. Iunie, aveam bilet de avion. Și m-am întors special mai repede decât, adică nu terminasem prospecția de la Chișinău. Și am ajuns în București pe 16 dimineață, era o sâmbătă,
nu mi-a fost frică, dar în orice caz plutea așa o tristețe în centrul Bucureștiului. Am mers la agenția de voiaj să cumpăr bilet, pentru că biletul care mi-a fost cumpărat de o altă persoană nu se găsea și nu voiam să ratez plecarea la Paris. Din păcate, fiind sâmbătă, agenția de voiaj era închisă. În sfârșit, până la urmă, am plecat a doua zi, duminică, la Paris, unde am făcut filmarea cu Emil Cioran luni, marți și miercuri, trei zile am filmat, în care am filmat chiar o discuție mai, să zic așa, în afara interviului oficial, pe balconul apartamentului lui Cioran, între Cioran și Liceanu, despre Mineriadă. Și Cioran se arăta oripilat de ceea ce s-a întâmplat. Domnul Liceanu, care în mod normal trebuia să se întoarcă în București, după ce terminam interviu, a mai rămas o lună la Paris și nu s-a întors imediat. Deci, din păcate, eu nu am fost un martor direct, așa că nu prea am ce să vă povestesc direct. Dar, ca proiect social și cultural, ce a stat la baza filmului pe care l-ați gândit? Filmul Piața Universității? Da, și filmul despre Mineriadă. Eu nu am făcut un film despre Mineriadă. Documentarul despre Piața Universității? Include, da. Sigur. Bine, filmul documentar despre Piața Universității include Mineriadă, da, dar doar ca final al manifestației, da. Pentru că subiectul principal e manifestația, nu reprimarea. Dar normal că reprimarea, cum să spun, fratricidul din 13-15 iunie, cum prefer eu să-i spun, fără să exagerez, nu cred că exagerez dacă spun, dacă folosesc cuvântul fratricid. Mi se pare un fel de reeditare pe alte coordonate a experimentului Pitești. Nu știu dacă ați citit despre experimentul Pitești. Ați citit cartea lui Virgilie Runca, Fenomenul Pitești și așa mai departe. Dar mi se pare pe anumite coordonate chiar că e mai cumplit decât experimentul Pitești. Experimentul Pitești s-a pus în aplicare într-o închisoare cu un număr mic de deținuți. Mă rog, nu foarte mic. În total au fost circa 1000. Dar în experimentul Piața Universității, care primare, să-i spun așa, s-a reeditat ideea de fratricid, dar nu într-o închisoare, ci într-o piață publică. Nu în oricare piață publică, ci într-o piață publică din capitala țării. Și nu oricare piață publică, ci chiar cea mai importantă, Piața Universității. Deci, faptul că că în acest fratricid au intrat ca actori ai fratricidului un număr foarte mare de persoane. Au fost circa 1000 de persoane arestate, ilegal.
peste 500 de persoane au fost bătute atât de tare încât a fost nevoie de spitalizare. Mulți au trecut pe la spitale, dar nu și-au declinat identitatea și din cauza asta nu apar în registre. De frică ca să nu se știe că au fost bătuți. Pentru că era, cum să spun, un lucru grav faptul că ai fost bătut. Pentru că dacă ai fost bătut, înseamnă că erai vinovat. Și anumite persoane le-a fost frică de această condiție, de a recunoaște că au fost bătuți și preferau să, cum să zic, unii nici măcar n-au fost la spital. S-au oblojit cu prietenii, în familie, ca să nu meargă la spital, să nu apară nicio evidență faptul că au fost bătuți. Pentru că dacă au fost bătuți, înseamnă că au meritat să fie bătuți, deci e... Și au zis mersi că n-au fost arestați. Așa că numărul celor bătuți nu se cunoaște cu exactitate, tocmai din cauza asta. Mulți nu au, nu au fost la spital sau nu au reclamat. Există din cei circa 1000 de arestați la unitățile militare de la Măgurele și de la Băneasa, Băneasa, actuala Academie de Poliție de la Băneasa, femeile și bărbații erau ținuți în niște hangare, nu, pentru că nu aveau spații, nu erau celule, erau niște hangare mari, încuiate, unde erau ținuți, claie peste grămadă. Și dacă o femeie voia să meargă la toaletă ca să-și satisfacă necesitățile fiziologice, spunea, vreau să merg la toaletă. Și un soldat o conducea la așa zisa toaletă, care era un, nu era un WC, era o privată, în fundul curții de la unitatea militară. Și pe traseu se comitea viol. Deci, soldatul respectiv avea, cum să zic, avea libertatea de la comandanții lui, nu? De la sergent, de la locotenent, de la capitan, de la colonel, nu se știe cine le-a spus soldaților că au voie să violeze femeile care vor să meargă la privată. Și șase dintre femeile închise. Nu știu exact din câte sute de femei au fost închise atunci în mod ilegal, dar șase au reclamat că au fost violate. Evident că mai mult de șase au fost violate, dar n-au avut curajul să spună că au fost violate și dintr-un fel de jenă. Ți-e jenă să spui ca femeie, uite, m-a violat soldatul în timp ce mergeam până la toaletă. Adică e o situație foarte penibilă. Eu nu sunt femeie și mi-e greu să mă pun în pielea unei femei să-mi dau seama ce aș face eu dacă ar fi, mi-ar fi rușine să spun asta. Aș prefera să tac față de fratele meu, față de soțul meu, față de iubitul meu, față de copilul meu, ce aș face? Aș tace sau aș spune că, că am fost violată de soldatul respectiv? Asta mi se pare o chestie cumplită. Și evident, violatorii nu sunt cunoscuți. Deci, victimele au reclamat că au fost violate, dar n-au putut să spună pe violator îl chema cu tare. Nu știau cum îl cheamă. Nu s-au făcut anchetă de către procurori ca să identifice violatorul. Nu știu dacă a rămas gravidă vreo femeie în urma acestei
acestor chestii. Nu cred că pe vremea respectivă se putea face avorturi. Deci nu cred că au rămas, că au fost urmări de felul acesta. Au mai fost violate femei de etnie romă, când au fost devastate cartierele țigănești de către mineri sau persoane îmbrăcate în mineri, au fost cazuri de violuri și în asemenea situații și au reclamat, mi se pare, vreo două persoane. Dar, de asemenea, poate că situațiile au fost mai multe, deci dimensiunea fratricidului din 13-15 iunie e oarecum misterioasă. Nu se știe exact cât de mare a fost această dimensiune. Dar dimensiunea care se cunoaște e suficient de cutremurătoare ca să cum să spun, să ne înspăimântăm că în țara noastră, în orașul în care locuim, în inima Bucureștiului, a putut avea loc așa ceva. Într-o perioadă în care în Europa era, cum să spun, o perioadă de fericire generală că a căzut regimul comunist în țările din spațiul fost comunist, nu? Comunismul căzuse deja în 1989 în toate aceste țări, inclusiv în Uniunea Sovietică, fără vărsare de sânge, fără o picătură de sânge. În România, comunismul a căzut cu prețul a oficial peste 1100 de morți. Neoficial, se pare că sunt peste 1600 de morți. Am vorbit de curând cu generalul Voinea și în decembrie 89 au fost 8.000 de victime. De trei categorii de victime. Morți, răniți și arestați ilegal. În jur de 8.000. Deci, victimele de la mineriada din 13-15 iunie probabil că sunt în jur de 2000-3000, presupun. Morți nu au fost atât de mulți, evident, oficial nu sunt decât 6 morți, neoficial se spune că ar fi 10 de morți. Dar nu există dovezi pentru că nimeni nu i-a reclamat. Și e posibil că au murit persoane fără familie și n-avea cine să-i reclame, sau că s-au temut să reclame. Și asta e posibil. Deci, eu din cauza asta am făcut o analogie între experimentul Pitești și fratricidul din 13-15 iunie, pentru că amândouă au fost fratricide. Și în cadrul experimentului Pitești, trebuia ca doi frați să joace spectacolul victimă și călău pe rând. Nu? Au fost situații în care azi unul era călău și celălalt victimă și după aia se inversa rolul. Chiar în acea zi. Nu? Îl punea pe unul să-l bată pe celălalt și dacă nu-l bătea suficient de convingător, spunea, ia, schimbați rolurile. E, în piața universității tot la fel. Bine, nu s-au schimbat rolurile, dar au fost puși români să bată alți români. Mă rog, cetățeni români. Că poate erau și de alte etnii printre ei. Și asta zic că experimentul Pitești, despre care Solzhenitsyn a spus că a fost cea mai teribilă, cea mai cumplită crimă din istoria epocii noastre,
Această crimă de la Pitești s-a petrecut în 1949-52 în condițiile cele mai dure, să spun așa, ale contextului internațional. Stalin încă era în perioada de maximă putere, maximă dictatură, nu? Era o scuză la nivel internațional pentru oroarea întâmplată atunci în România. Așa era contextul internațional. Dar în iunie 1990, când toată Europa era liberă, ceea ce s-a întâmplat în România atunci este revoltător și spun în România pentru că fenomenul piața universității a fost a fost copiat la scară mai mică. Și la Timișoara a fost o mică piață a universității, și la Brașov, și la Constanța, și la Piatra Neamț, și în alte orașe. Și reprimarea fenomenului piața universității a avut loc și în acele orașe. Deci, așa zisa mineriadă din 13-15 iunie, n-a avut loc numai la București, ci în general în toate orașele unde au existat manifestații anticomuniste de stradă. Deci, față de genocidul din decembrie, început la Timișoara, în 17 decembrie, și terminat în toată România spre sfârșitul lunii decembrie, cam prin 27 decembrie s-a terminat, bilanțul fiind circa 8.000 de victime, morți, răniți și arestați ilegal, în care lucrurile și vinovățile erau cam greu de cum să spun, decelat și sunt greu de demonstrat având în vedere, mă refer la genocidul neocomunist, cel produs după 22 decembrie. Nu? Când puterea nou instalată nu era chiar nu poate fi responsabilizată total decât cu probe juridice, care deocamdată există, dar încă nu s-a făcut un rechizitoriu și așa mai departe. Nu? Ion Iliescu se erija în șef al statului începând din 22 decembrie seara, dar de fapt nimeni nu l-a ales. El s-a considerat șef, el a făcut o listă cu membrii Consiliului Frontului Salvării Naționale, pe care nimeni n-a ales acest Consiliu. El a făcut o listă, a pus-o pe Doina Cornea, Ana Blandiana, dar fără să pună mâna pe telefon, doamna Blandiana, ați vrea să faceți parte din acest Consiliu al Frontului, așa, din care voi face și eu parte, ultimul pe listă? Nu. El a făcut o listă, a dat-o publicității și fără să-l aleagă nimeni pe el, nici măcar în acel Consiliu și nici măcar șef al acelui Consiliu, el s-a comportat ca șef suprem al României și al armatei. El dădea ordine generalilor. Dar fără să fie, de fapt, fără să aibă nicio funcție. Funcția lui era director al editurii tehnice în acel moment. Deci, cum să spun, cei care au ascultat ordinele lui pot fi considerați niște irresponsabili. Cum pot să mă refer la militari. Militarii n-au voie să execute ordine date de un civil. Și mai ales că acel civil nu era altcineva decât directorul unei edituri tehnice. Păi acum dacă directorul actualei edituri tehnice dă ordin generalilor armatei române, îi ascultă de... Nu? Deci, cum să spun, este teatru absurd, suprarealist ce s-a întâmplat atunci. Deci dacă atunci nu era clar cine era de vină,
sau nu e foarte clar. Trebuie ca justiția să stabilească clar. Ce s-a întâmplat în 13-15 iunie e foarte clar. Pentru că avuseseră loc alegerile, Ion Iliescu a câștigat cu 85%, FSN-ul cu 66%, parcă, sau cât. Deci e foarte clar că reprimarea a fost organizată de Ion Iliescu și FSN. Și dacă spunem FSN, spunem tot Ion Iliescu, că el era liderul FSN. Nu? El l-a creat, acest FSN, care de fapt nici măcar nu e o creație, nici asta, pentru că FSN-ul de fapt nu este un partid nou creat, ci este eșalonul 2 din PCR. Deci Iliescu se pretinde fondator de partid. De fapt, este eșalonul 2 al PCR, creat de comisarii sovietici, nu de Iliescu. Cam ce ar mai fi? Care credeți că a fost cel mai mare rău pe care l-a produs evenimentul ăsta la nivel de mental colectiv? Ideea că s-a putut întâmpla așa ceva. Ideea că nu, în, pe stradă, mergând, pot să fi luat la bătaie pentru simplu motiv că ai ochelari și înseamnă că ești intelectual și dacă ești intelectual înseamnă că ești anti-Iliescu sau că ai barbă și dacă ai barbă înseamnă că de asemenea ești poate student sau artist și ești anti-Iliescu și atunci trebuie să fii bătut pentru că ai barbă, fără să se știe de fapt dacă ești anticomunist sau anti-Iliescu sau anti-FSN. Că nu toți bărboșii erau anticomuniști, anti-Iliescu și anti-FSN. Și a fost chiar un caz comic. Criticul de film Nicolae Ulieru, critic de film în timpul regimului comunist, începând din martie 1990, a devenit purtător de cuvânt al Serviciului Român de Informații. Și avea barbă și pe vremea comunismului și atunci. Și umbla în blugi. Era un tip mai nonconformist ca din punct de vedere exterior. Așa. Și a luat bătaie. Culmea. A luat bătaie poate chiar de la anumite persoane din cadrul SRI îmbrăcați în mineri, care nu știau că Nicolae Ulieru e chiar purtătorul de cuvânt al SRI. Deci, dacă aveai ochelari, puteai să fii bătut. Fără să spui un cuvânt. Sau fără să existe vreo certitudine că ești anticomunist. Și dacă ești anticomunist, ce e rău? Trebuie să fii bătut pentru asta. Nu? Intelectualilor. Dar nu era o premieră, pentru că prima dată în România post-decembristă s-a scandat moartea intelectualilor în 29 ianuarie, după primul mare meeting anticomunist din 28 ianuarie. Deci, practic, evenimentele din 13-15 iunie, și nu spun mineriada, pentru că mineriada a fost doar în 14 și 15. În 13 nu au fost mineri. În 13, evenimentele violente au fost ale oamenilor din poliție, din jandarmerie și, la un moment dat, spre noapte, din armată. Că ministrul apărării Victor Atanasie Stănculescu, care era atunci, era în acel moment plecat în străinătate, nu știu dacă la Varșovia, dar trebuia să semneze din partea României actul de dizolvare a tratatului de la Varșovia. Și subordonații lui n-au avut curajul să se implice în evenimentele din 13 iunie până când nu dădea el ordin, că el era ministru. Și a venit spre seară și abia de atunci a început armata să se implice. La modul concret. Adică să scoată
trupe. Mi se pare că a scos și înainte să vină el, dar fără ca să acționeze la modul sângeros. Morții oficial declarați în acele zile au fost înregistrați în noaptea de 13 spre 14 iunie. 6 morți. Dar cifra morților e mai mare pentru că, chiar și oficial, mulți au, dintre cei răniți au fost internați și au murit la spital după 2-3 zile. Ei nu mai sunt acum nu sunt înregistrați ca morți în 13-15 iunie. Ei au murit pe 17 sau pe 18. Deci... Da, tot în urmă. Da, 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 da. Credeți că aceste evenimente au afectat cumva coagularea unui spirit civic și unei manifestări de protest față de anumite... Da, 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 da. Dacă nu s-ar fi întâmplat această reprimare, probabil că nu s-ar fi născut Alianța Civică. Deci, protestul a venit imediat. Nu? Pe 13 iulie, eram la București atunci, chiar am filmat, a fost un marș intitulat atunci și în presă, Marșul Alb, la care au participat bucureșteni, care au aflat din ziarul România Liberă și din alte ziare antifeseniste, anti-Iliescu, anticomuniste de pe vremea aia, a fost un marș cu, nu știu, e greu să dau o cifră, dar între 50 și 100 de mii de oameni care au manifestat pe stradă de la piața Universității până la piața Victoriei, unde era și pe vremea aceea sediul guvernului, întorcându-se pe calea Victoriei, așa, toți, în urma anunțului dat în presă, erau îmbrăcați cu cămăși albe, nu? Ca semn de pace și de puritate sufletească și așa mai departe, și toți cu câte o floare în mână, conform anunțului, și se scanda atunci următorul slogan: noi venim cu o floare, nu cu bâte și topoare. Ca o replică civică față de ceea ce se întâmplase cu o lună înainte. Cum să spun, se aduna această revoltă și ea a condus până la urmă la nașterea Alianței Civice. În octombrie s-a născut Alianța Civică, spre sfârșitul octombrie, iar în 15 noiembrie 1990, în Piața Revoluției, a avut loc un meeting de primul meeting organizat de Alianța Civică, pentru că se aniversau 3 ani de la reprimarea Revoltei Muncitorești din Brașov, 1987. Deci erau exact 3 ani. 15 noiembrie 1990. Și am filmat la acel meeting. Au fost în Piața Revoluției atunci, cred că peste 500.000 de oameni. O mare uriașă. O asemenea mulțime nu a mai ieșit, n-a mai fost pe străzile Bucureștiului, în centrul Bucureștiului, de la Revoluție. Doar la Revoluție au mai fost atât de mulți oameni ca atunci. Și la Revoluție, nu știu dacă au fost chiar așa de mulți. Mă refer pe 22. Că pe 21 au fost ăia aduși, dar oricum, nu era, nici ăia, nu, erau mai puțini. Și în data următoare, când a mai fost atât de multă lume în centru, și ultima dată, de atunci nu s-a mai repetat așa ceva, a fost cu ocazia vizitei regelui Mihai în aprilie 92. Deci, reprimarea din 13-15 iunie a născut
Alianța Civică, care avea ca scop tocmai organizarea protestului societății civile față de ceea ce s-a întâmplat atunci. Și evident că lucrurile au evoluat și Alianța Civică a reușit să coaguleze și partidele anticomuniste și să se realizeze schimbul de putere. După alegerile din 1996, unii spun că dacă nu s-ar fi născut Alianța Civică și Convenția Democratică, România putea să ajungă al doilea Belarus cu Iliescu eternizat, precum Lukashenko în Belarus. Și, cum să spun, Iliescu e un personaj despre care mereu se descoperă lucruri noi, în sensul negativ. El a fost implicat în arestarea și reprimarea studenților care au manifestat pentru liberalizare în 1956 și 57. Știți că contrarevoluția din Ungaria din 1956 a avut ecou și în România, în special la Timișoara, că era foarte aproape de graniță, în Cluj, dar și la București. Unul dintre cei care erau au primit sarcină să reprime a fost Ion Iliescu, care se ocupa de studenți. De, fiind foarte tânăr pe vremea aceea. Ion Iliescu avea pe vremea aceea vreo 28-30 de ani. Dar nu era un copil. Adică a făcut lucruri foarte grave încă de atunci. În 1968 au fost mișcări studențești 68 și 69 de asemenea de liberalizare. Printre cererile studenților era ca să aibă liber de Crăciun. Adică vacanța de Crăciun să se dea de așa manieră încât nu vacanța de Crăciun, că nu, cuvântul Crăciun nu exista. Vacanța de iarnă. Să se dea astfel încât să fie cuprins și Crăciunul. Că se dădea vacanța de Crăciun în a doua zi de Crăciun, a treia zi de Crăciun. Special ca studenții să stea, să nu stea cu familia, să nu sărbătorească, nu? Pentru că erau obiceiuri mistice cu Crăciunul, cu, nu? Moș Crăciun era numit Moș Gerilă, pomul de Crăciun era numit pomul de iarnă. Deci, atunci Ion Iliescu a arestat și a anchetat studenții și studentele care au avut curajul să colinde în căminele studențești, înainte de Crăciun. Și acum, în revista 22, ultima, nu știu, o să vă dau să aveți un exemplar, Ion Iliescu a criticat foarte sever, în 1970, filmul Reconstituirea, făcut de Lucian Pintilie, a înfierat filmul. Și a apărut stenograma discuției din Comitetul Central al PCR, din care făcea parte, la ora aia, Ion Iliescu alături de Nicolae Ceaușescu, care s-a dovedit a fi mult mai indulgent cu filmul Reconstituirea. Adică Ceaușescu a spus, păi în filmul ăsta e criticat un milițian. Ei și... Asta a zis Ceaușescu. Pe când tânărul Iliescu a avut o tiradă foarte dură. Deci mulți spun acum că dacă că rolul lui Iliescu ar fi fost să-l înlocuiască pe Ceaușescu în 1970, în 1980. Eu cred că am avut noroc că Iliescu nu a ajuns la putere în timpul regimului comunist. Ar fi fost
un criminal mult mai mare decât Ceaușescu. Dacă el, Iliescu, și-a permis să fie criminal în condițiile în care în toată Europa căzuse comunismul și el se încăpățâna să fie, dirijorul fratricidului din decembrie, nu? 22 decembrie, 27 decembrie, el a dirijat acel fratricid care, din păcate, a înregistrat neoficial aproape 900 de morți. Deci ăștia sunt morții lui Iliescu. Ceaușescu n-are decât 160 în decembrie. Deci Iliescu s-a dovedit a fi în decembrie 89 de 6 ori mai criminal decât Ceaușescu. Deci am avut noroc că nu l-a dat jos pe Ceaușescu în timpul regimului comunist. Și de fapt nici aici el nu l-a dat jos. Iliescu a profitat de momentul revoluționar și s-a erijat în conducător fără să-l numească nimeni, fără să-l aleagă nimeni. Mă rog, făcând un pact cu o parte din armată și securitate, probabil că altfel nu putea. Pe de altă parte, auzeam în anii 80, se auzea că ar fi un anume Ion Iliescu, un comunist mai descuiat, care a fost marginalizat, care a ajuns ca pedeapsă director la Editura Tehnică, adică nu în închisoare, ci ca pedeapsă l-a făcut director. Nu? Și că ăla ar fi speranța noastră. Deci se pregătise ideea că, deci, o aripă a securității, că e clar că eu am auzit de la colegi de serviciu, care erau răspândași ai securității și răspundeau zvonurile, nu? Deci o aripă a securității îl voia pe Ion Iliescu ca înlocuitor și probabil că cu sprijinul acelei aripi Iliescu a reușit să deturneze revoluția anticomunistă prin masacru, prin genocid. Deci un masacru înseamnă în dicționar, dacă ne uităm, uciderea unui mare număr de oameni. Dacă ne uităm la genocid, înseamnă uciderea unui număr foarte mare de oameni. Eu cred că cei 1000 de oameni e un număr foarte mare, așa că se poate folosi sintagma genocidul neocomunist al lui Ion Iliescu din 22-27 decembrie 89 și fratricidul lui Ion Iliescu cu mii de victime din 13-15 iunie. Câte mii, nu se știe. Credeți că mai există și alți vinovați pentru ce s-a întâmplat în 13-15 iunie în afară de Iliescu? Bineînțeles. Bineînțeles, există un vinovat, ministrul de interne, Chițac, care a organizat reprimările încă din aprilie, de când începuse Piața Universității, și care totuși a fost un tip, avea un pic de milă, sentimente de milă, pentru că arestații din 13 iunie au fost arestați ilegal. Și procurorul general al României, Gheorghe Robu, mi se pare, i-a spus lui Chițac, care era ministru de interne, cum ați arestat fără mandat de arestare? Pe ce motive? Eliberați imediat. Și ministrul de interne Chițac a dat ordin pe la unitățile militare, eliberați arestați. A aflat Ion Iliescu. Cum ai îndrăznit să eliberezi arestații ăștia? Ăștia acum o să meargă din nou și o să manifesteze împotriva mea și împotriva FSN-ului și nu știu ce. Începând din momentul ăsta, nu mai ești ministru. Și Iliescu l-a demis pe Chițac, care a dat dovadă de slăbiciune. Deci, ce s-ar mai putea spune? Vinovați, normal, minerii care mergeau să-l bată pe cutare, pe cutare, la adrese, așa, erau însoțiți de către un lucrător, probabil ofițer, securist,
lucrător la Serviciul Român de Informații, nou nume al fostei securități, care avea tabel cu cei pe care trebuia să-i caute, numele, adresa la locul de muncă, adresa la domiciliu, avea totul clar. Acel securist, nu? Lucrător la Serviciul Român de Informații, era îmbrăcat în miner și el dirija minerii. Deci, în operația asta de reprimare și de arestări ilegale, un rol decisiv l-a avut Serviciul Român de Informații și directorul Virgil Măgureanu este unul dintre mari vinovați. Și primul ministru Petre Roman este vinovat și Voican Voiculescu printre organizatori și Răzvan Teodorescu, care era directorul general al televiziunii române, care și-a regizat nenorocirile care s-au întâmplat ca să aibă motiv să întrerupă emisia și după aia să o reia, nu? A întrerupt emisia, era campionatul mondial de fotbal, în timpul unui meci, toți telespectatorii, milioane de telespectatori revoltați că se întrerupe vizionarea meciului din cauza golanilor din piața universității, care nu sunt cu minți și așa. Și minerii și ei din Valea Jiului, uite, nu putem vedea meciul din cauza golanilor. Deci a fost bine gândit că au întrerupt emisia chiar în timpul meciului de la campionatul mondial de fotbal. Nu? Deci Răzvan Teodorescu, unul din marii vinovați prin manipularea prin televiziunea română, care pe vremea aia era singură. Singura televiziune. Nu erau mai multe. Mă rog, sunt, mai sunt destui. Nu știu eu pe toți. Dar generalul Voinea vorbea de cel puțin 34 de personalități publice și politice care urmează să fie condamnate, în mod logic, cu o pedeapsă de cel puțin 15 ani închisoare, până la închisoare pe viață. Pentru 13-15 luni. 34 de personalități publice sau politice. Așa s-a exprimat el, personalități. Eu zic, bine, dar zice, păi da, dacă vorbim de un general din Ministerul de Interne, nu se poate spune că e o personalitate? Nu e un simplu locotenent, e general. Sau e colonel, personalități. Unele personalități cunoscute de tot poporul, altele mai puțin cunoscute, dar de la un nivel de comandă în societate și de decizie, în sensul acesta. Și dumneavoastră credeți că se va întâmpla asta? Da, se va întâmpla. Deci se va întâmpla pentru că crima a fost prea mare ca să nu se întâmple. Chiar dacă prin absurd ar putea scăpa prin prescrierea unor infracțiuni, sunt și infracțiuni imprescriptibile. Adică cele împotriva păcii și a omenirii, împotriva umanității. Astea sunt imprescriptibile. În prezent, cei care condamnă Holocaustul nazist caută diferiți ofițeri în armata nazistă care aveau 20 de ani atunci și erau implicați în înfăptuirea Holocaustului, ca paznici, ca comandanți, mă rog, implicați mai mult sau mai puțin. Și în prezent au 85 de ani, 90, 95, care mai trăiește și e depistat, e condamnat. Deci,
pe același principiu și vinovații de la, pentru fratricidul din 13-15 iunie nu o să scape. Nu o să scape. Deci nu o să scape decât cei care vor muri. Unii au murit între timp. Dar de pedeapsă nu o să scape niciun. Până la urmă. Nu știu. Eu sper că se va întâmpla cât mai curând lucrul ăsta. Pentru că e foarte neplăcut să trăiești într-o țară în care știi că semenii tăi, nu? Ion Iliescu e semenul nostru. E și el cetățean al României. Eu am fost coleg de partid cu el. Am fost în Partidul Comunist. Și eu și el. Mă rog, el era activist, eu eram simplu figurant. Deci e semenul meu, Ion Iliescu. E, să știu că semenul meu poate să organizeze un genocid cu 8.000 de victime în decembrie 89 și un fratricid cu 1.000 de victime în iunie 90 și nu pățește nimic. Păi e corect? E normal să trăiești într-o asemenea țară în care știi că se poate întâmpla așa ceva și fără să fie nimeni pedepsit? Adică e un sentiment de nesiguranță sufletească, morală, pe care îl trăim noi în România acum, din cauza că asemenea crime nu sunt pedepsite. Și nici măcar, nu, ca să ajungi la pedepsire, întâi trebuie faza juridică de trimitere în judecată. Nici măcar în faza asta nu suntem. Și, nu, ca să fie, de exemplu, Ion Iliescu, ca să fie pedepsit, întâi trebuie să fie trimis în judecată. Încă nu a fost. După care are loc judecata. Durează câteva luni de zile. După care Ion Iliescu are drept la să facă apel, dacă e condamnat. Poate face apel oricine. Să zicem că instanța a greșit și instanța poate să corecteze sentința. Și iar e condamnat. Și Ion Iliescu poate să facă apel la recurs. Între timp, s-ar putea să se prescrie anumite crime. Dar nu toate. Nu cred că toate se pot prescrie. Deci, sentimentul meu e, cum să spun, de o frustrare esențială că trăiesc într-o asemenea țară și am aceeași revoltă pe care o aveam și acum 20 de ani. Adică nu s-a întâmplat nimic. Revolta, de fapt, e mai mare acum, pentru că de unde eu mă așteptam atunci ca Ion Iliescu să ajungă după Grati, în foarte scurt timp, am constatat că Ion Iliescu a fost de 3 ori ales de semenii mei ca președinte al României și astăzi e președintele de onoare a celui mai important partid din România. Mă rog, diferența față de PDL e minoră. Deci după 20 de ani. Deci e, practic, lucrurile nu sunt deloc în regulă și revolta e cu atât mai mare cu cât criminalii ajung să fie șefii noștri. Și să ne dea lecții de morală. Asta e partea cea mai inacceptabilă. Adică accepți lecții de morală de la oricine, dar nu de la un criminal. Și criminalul are tupeu să facă comentarii din viața politică, să se exprime părerea. Și, cum să spun, a reușit să organizeze întreaga societate românească de așa manieră încât acum dacă faci o scrisoare deschisă în care spui acestor lucruri pe nume, nu ți-o publică nimeni, pentru că toată presa este cumpărată de complicii lui Ion Iliescu. Complicii morali. Nu știu dacă complici la modul propriu. Dar toți dintre cei care sunt în puterea mediatică sau în puterea juridică, nu? La parchetul general, toți îl protejează. Și azi, după 20 de ani.
Așa că drama e pe undeva, e o dramă continuă. Ce s-a întâmplat în 13-15 iunie e cumplit, dar e și mai cumplit ce se întâmplă azi. Că vinovații în continuare sunt, se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și